sare pe punte. Este adevărat, erau mari îngrijorări față de parcursul României după vara lui anului 2012. Din acest punct de vedere, lucrurile sunt clare. Da, dacă a fost bun pactul, un lucru este clar. Ponta rămâne cu el denunțat. Nu se poate face 20-a oară de râs, deși el e specialist la asta. La Cotroceni ați văzut ce a făcut. Și atunci ce credeți că l-a determinat? Acum, vorba unui invitat la care rețin foarte mult de la emisiunea noastră, e adevărat, telefonic ieri cu Levieru peste genunchi, acum și-a dat cu Levieru undeva mai sus de genunchi. Ce credeți că l-a determinat să recurgă la acest gest? Pe cine te auzi? Pe domnul Ponta. E așa cum spunea președintele că l-a bătut soarele în cap? Este disperat. Păi de ce e disperat că atât de bine în sondaje că poate să nu-și facă...